11 și 36 de minute. Între prieteni, invitata de astăzi, Andreea Tănăsescu, este creatoarea celei mai ample comunități online dedicate cămășii tradiționale românești, a spus simplu la Blues Rumen. Pe Andreea o avem deja la celălalt capăt al firului. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența de astăzi. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai revenit între prieteni, Andreea, întotdeauna este o plăcere să stăm de vorbă cu tine. 24 iunie, recunosc că am așteptat cu nerăbdare această zi. Sunt foarte multe doamne, domnișoare, dar chiar și bărbați care poartă cu mândrie și cu eleganță ea românească. Pe stradă am zărit chiar în drum către radio multe doamne și domnișoare care au purtat și care poartă ea. Practic, cum a fost aleasă această zi a ei, chiar pe 24 iunie de Sânziene? Această zi a fost aleasă pe 24 iunie pentru a fi corelată cu semnificațiile ei și portului tradițional, pentru că pe 24 iunie românii din toată lumea sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și Sânzienele, sărbătoare străveche a zânelor românești, în apropierea solstițiului de vară din emisfera nordică. De altfel, nu doar România sărbătorește 24 iunie, ci multe alte țări din Europa, în Spania, în Portugalia, în Italia este Sfântul Ion, în țările nordice este Nița, mijlocul verii, și cumva noi lipseam din acest carusel frumos al verii. Iată cu ce avem noi mai bun și mai frumos din tradiția străveche. Andreea, mi-a plăcut foarte mult o declarație făcută de tine. Pentru mine, spui, ea este legătura cu mama, bunica, străbunica și cu toate femeile românce care au dat lumii această operă de artă. Probabil că ea românească este una dintre cele mai frumoase bluze. Nu știu dacă am folosit un termen corect, așa mi-a venit în minte din lipsă de imaginație. Spune-mi, pentru tine, ce reprezintă această cămașă tradițională și, ca o curiozitate, câte ei ai acasă? Da, deci știți cum e, cizmarul n-are niciodată cizme. Nu am multe ei, am mile moștenite de la bunica mea. Și azi am primit o ie de borangic. Wow, ce frumos! Să poți sănătoasă! Mulțumesc frumos! Și mai am o ie mai recentă de artizanat, deci am 4 ii. Nu sunt... Am mai avut mai multe, dar le-am dat pentru că a fost iarăși un motor de a susține această zi în ultimii ani. Și bineînțeles, pentru mine ziua universală a ei a căpătat acum și multe alte semnificații, pentru că, cum bine știți, au unit atât de mulți români din întreaga lume, și nu doar români, ci și admiratori și susținători ai culturii românești din întreaga lume, care ne-au apreciat pentru modul în care am inspirat în povestea noastră să fie cunoscută și valorificată și iubită de noi toți. Cum se sărbătorește în acest an ziua ei, ziua universală a ei, după o perioadă de mai bine de un an, marcată de restricțiile cauzate de pandemie? Tocmai că trăim încă vremuri incerte, dar avem nevoie de o reconectare cu noi înșine, cu natura, și de o vindecare, aș putea spune, și la nivel colectiv, la nivel emoțional. Noi am sugerat tuturor comunităților o temă care este nu doar o temă a Zilei Universale aici, și o temă anuală, se numește Natură și Meșteșug. Iar hashtag-ul este IA este natura noastră. Deci odată ce ne reconectăm cu natura și cu meșteșugul, cu siguranță putem să trecem mai bine peste perioada aceasta de post-pandemie, sperăm noi, din 2021. Probabil că cei care admiră această piesă vestimentară au văzut deja în magazine ei produse la scară industrială, și poate nu așa cum ar trebui să fie o ie originală cusută și țesută manual. Întrebarea mea este dacă deranjează într-un fel acest lucru sau e bine și așa, pentru că se promovează într-un fel comercial, să spunem, ia românească. Dacă ar exista o reglementare și în acest domeniu să putem să o folosim comercial
în spiritul tradiției nu ar deranja. Dar în acest moment nu există niciun fel de reglementare, nu există instituții care să gestioneze acest domeniu și, din păcate, chiar dacă eu apreciez orice persoană care poartă ea, oricare ar fi ea și oricum ar fi ea pe 24 iunie, dar, din păcate, de multe ori purtăm ceea ce nu ne reprezintă, ceea ce nu reprezintă identitatea noastră și ca și cum am avea la noi o carte de identitate cu alt nume și asta cred că nu e deloc în regulă. Iar în al doilea rând, prin purtarea acestor bluze, noi facem un mare deserviciu artizanilor. În perioada pandemiei ei au fost grav afectați. Știu multe femei din țară care erau artiste ale țesutului și cursutului, care au abandonat acest meșteșug și au plecat la muncă în Spania, în Germania, nu știu pe unde, să culeagă legume. Deci vă dați seama, cam asta e realitatea, de fapt. Și atunci trebuie să schimbăm ceva, trebuie să schimbăm, pentru că e vorba de noi și de un mesaj pe care îl transmitem lumii. Până la urmă, i-a devenit deja un simbol național. Din păcate, nu este chiar simbolul protejat. Trebuie să schimbăm ceva, dar oare cum sau ce ar trebui să facem pentru a realiza acest lucru? Cred că ar trebui să existe o cât mai mare colaborare între societatea civilă și instituțiile statului, pentru că această mișcare a pornit de jos în sus și acest principiu ar trebui respectat în continuare. Aici văd eu că există destul de multe, să spun așa, deconectări. Și cred că aici ar trebui să venim, să cădem la un acord și să găsim cea mai bună soluție. Pentru că nu e ușor, recunosc că nu e ușor pentru nimeni să găsească o soluție, însă cred eu că disponibilitatea și energia oamenilor este imensă. Dar nu doar a unor oameni, ci a tuturora. Se observă o creștere a interesului pentru IE în ultimii ani? Sau acest interes este mai mare în țară ori în străinătate? Da, este vizibil pe stradă, este vizibil în viața noastră. Nu mai discutăm de preluările, nu doar ale IE, ci ale tuturor elementelor de port tradițional în moda internațională. Deci este clar că această mișcare și-a atins obiectivul. Și ea a fost creată, așa cum am menționat, fără niciun fel de susținere, a fost creată din pasiune și din iubire pentru România. Mă gândeam câte costume tradiționale, ină, frame, uitate prin lăzile de zestre sau prin podurile caselor bătrânești ori mai fi. De obicei, unde ar trebui să căutăm ia aceea veche, valoroasă, cu sută de mână și care poartă în ea poate o istorie de neprețuit? Trebuie să o căutăm în istoria familiei noastre. Fiecare dintre noi are o astfel, cu siguranță, o astfel de ie sau cămașă în patrimoniul familiei. Dar cred că cel mai important acum să valorificăm trecutul, dar să mergem înainte. Pentru că dacă nu transmitem această poveste atât de frumoasă și de lansor următoare, riscăm să avem o țară plină de muzee. Iar noi ne dorim, noi, comunitatea la Blues Rumen, ne dorim cel mai mult ca IA să fie un element cultural viu, fertil și să înainteze în viitor așa cum a venit din trecut, neștirbită și totdeauna plină de semnificații și de putere. Andreea, și pentru că ne apropiem de final, o să te rog să transmiți poate cel mai frumos sau mai senin mesaj femeii care acum este îmbrăcată într-o ie și care ne ascultă. Să se gândească că purtând ia, ea este într-o strânsă legătură cu toate femeile din neamul ei și cu toate femeile lumii până la urmă, și această energie frumoasă, maternă, care vine din pământul nostru creativă, trebuie împărtășită cu cei dragi, cu cei apropiați, dar și cu întreaga lume. Mulțumesc pentru aceste gânduri și mai degrabă pentru acest îndemn adresat celor care iubesc cu adevărat ia românească. Andreea, mulțumesc încă o dată și îți transmit gânduri bune. Andreea Tănăsescu, așa să fie pentru noi toți. Andreea Tănăsescu, creatoarea celei mai ample comunități online dedicate cămășii tradiționale românești la Blues Rumen, în direct la Radio România Actualități.
Când iubești cum o faci tu, când spui da înseamnă nu, dar e dragoste, jur că e dragoste. Astăzi lumea e a ta, mine nu, că-i vina mea, dar e dragoste, jur că e dragoste. Este super love, hey, este super love. E dragoste, este super love, este super love, este dragoste. Și 50 de minute, aș vrea să vă citesc mesajul lui Mihai, cel care spune printr-un SMS: să știți că port cu mândrie Ia Românească, este cea mai valoroasă cămașă din garderoba mea. Sunt la birou acum, sunt îmbrăcat în ie și evident sunt tare mândru. Mulțumesc, Mihai, pentru acest mesaj. Vă reamintesc, puteți să comentați subiectele pe care le auziți la radio prin SMS 0748887766. Urmează miezul zilei, la ora 12 fix, Cătălin Gomboș vă prezintă știrile Radio România Actualități, apoi Sorin Croitorescu vă așteaptă la o dezbatere de prânz. Eu sunt Daniela Mihai, ne reîntâlnim mâine dimineață după ora 9. Să aveți o zi frumoasă și să vă meargă bine!